What was the first teaching that Yeshua gave? Care a fost prima învățătură pe care a dat-o Iisus? Many people think of the Sermon on the Mount. Mulți cred că aceasta a fost predicat de pe munte. But in actuality, he gave a very short teaching. Dar de fapt, el a dat o învățătură foarte scurtă. In the book of Matthew chapter 4 and verse 17, în Matei 4 cu 17, he simply said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." El spune, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. We learn from that passage that true understanding of the kingdom will bring about change in your life. Învățăm din acest pasaj că adevărata înțelegere a împărăției înseamnă schimbare în viața ta. This morning we're going to look at one individual. În dimineața asta o să ne uităm la un personaj who was not interested in the promises of God. Care nu era interesat de promisiunile lui Dumnezeu. The truth of the kingdom of God was not important to him. Adevărul împărăției lui Dumnezeu n-a fost important pentru el. And therefore the resources, the blessings that God gave to him, de aceea resursele și binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a dat, he misused them for his purpose rather than a godly purpose. Le-a folosit în mod greșit pentru scopurile personale și nu pentru scopurile pentru care i le-a dat Dumnezeu. And left to ourselves, we're very likely of making that same wrong decision. Dacă am merge după mintea noastră, am face foarte probabil aceeași greșeală, am luat aceeași decizie. At this time, I'm going to ask Mario to read our passage for today. Am să citesc pasajul pentru astăzi. The book of Matthew, the book of Luke in chapter 16 and verse 19 through the end of this chapter. Luca 16, de la versetul 19 până la sfârșit. Pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Când cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate aceasta, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați. Și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Notice that two men are mentioned, but we only receive the name of one. Doi oameni sunt menționați aici, dar știm numele doar a unuia dintre ei. The way that this story is told, it would conclude for us that this is not a parable. Felul în care este concluzionată această ilustrație ne face să ne gândim că nu este o parabolă. The language and the grammar that Yeshua used would lead us to believe that this is a historical event. Limbajul și gramatica folosită în exprimarea lui Iisus aici ne fac să credem că este un eveniment istoric. Notice that the first man was very wealthy and notice how he was dressed. Primul personaj este bogat și remarcați cum era îmbrăcat. There is two types of materials that are mentioned here concerning his garments. Sunt două tipuri de materiale menționate aici cu privire la îmbrăcămintea lui.
I do not know how it's translated in your Bible, but literally it has to do with material that was used in the temple. Aceste două materiale, nu știu cum sunt menționate în română, dar sunt două tipuri de materiale folosite în templu. In other words, these materials were used for the purposes of God, but this man used them for himself. Cu alte cuvinte, aceste materiale erau folosite pentru scopuri legate de Dumnezeu, dar el le folosea în scopuri personale. We also see that each and every day, not just on holidays, on the Shabbat, but each day he indulged himself with the finer things of life. Vedem că în fiecare zi acest om se profita sau se bucura de aceste lucruri, nu doar în zilele de sărbătoare sau de sabat. Very near to him was another individual. În imediata lui apropiere era un alt individ. This man was in great pain. Un om aflat în mare durere. He was in need of assistance from others. Un om care avea nevoie de ajutorul celorlalți. We see in verse 20 that some from the community laid him specifically at the gate of this wealthy man's house. Vedem în versetul 20 că el zăcea la ușa acestui bogat, la obviously with the expectation that this wealthy man would have to pass by him daily and he might take mercy upon him. Așteptarea era ca acest om, zăcând acolo la ușa bogatului, când acesta trece pe lângă el în fiecare zi, să îi dea o mână de ajutor. This man may have been poor. Era sărac. He may have been unknown by many individuals. Probabil era necunoscut de majoritatea indivizilor de acolo. But Yeshua knew him. Dar Isus îl știe. God knew him. Dumnezeu îl știe. And notice what his name literally means. Și numele lui înseamnă, in the biblical language, it's El Azar, which means God helps. În limbaj biblic este El Azar, adică Dumnezeu ajută. This man was full of very painful sores. Era plin de bube dureroase. But not only was his physical condition of great distress for him, nu numai condiția fizică era foarte dificilă pentru el, but he also was in great hunger. Ci era și într-o foame profundă. Sometimes someone can be so sick that there's nothing physically that can be done for that person. Câteodată întâlnim situații în care o persoană poate fi atât de bolnavă încât nu se poate face nimic din punct de vedere fizic pentru ea. Doctors cannot give a solution. Doctorii nu pot da o soluție. But in regard to his hunger, it could have been easily solved. Dar în ce privește foamea, aceasta ar fi putut fi rezolvată ușor. Notice in verse 21 what his desire was. Vedeți în versetul 21 care era dorința lui. He desired to be satisfied only from the crumbs that fell from this wealthy man's table. Dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului. He wasn't asking for a great sacrifice on behalf of this wealthy man. Nu cerea un sacrificiu deosebit din partea acestui bogat. In the biblical language, there's a play on words. În limbajul original este o joacă de cuvinte. In verse 19, it says that this wealthy man delighted in the delicacies, but that word literally means in the excess of things. Noi l-avem aici tradus ca și o profitare de delicatețe, dar în original înțelesul este de exces de bunătăți. He rejoiced in the fact that more than he needed, he consumed. Se bucura de faptul că consuma mai mult decât îi trebuia. Now, the poor man asked for simply the crumbs that fell from the table. Săracul cerea doar fărămiturile care cădeau de la masă. We read elsewhere in the scripture that usually those crumbs were for who? Citim în alte părți în scriptură că aceste fărămituri erau pentru? The answer is dogs, of course. Pentru câini, bineînțeles. And notice in the next verse we see something concerning this man. Și mai vedem în versetul următor ceva cu privire la acest om.
We find in verse 22 or verse 21 that the dogs came and they did what they could to help him. Vedem că și câinii veneau și făceau ceea ce puteau ca să-l ajute. Îi lingeau bubele. The dog came and licked his sores. Veneau și îi lingeau rănile. An act of affection. Un act de afecțiune. These dogs understood the source of his suffering, the source. Câinii înțelegeau sursa suferințelor omului, bubele de pe corpul lui. They did what they could do for the suffering of this man. Și făceau ce puteau pentru suferința acestui om. But the wealthy man took no notice whatsoever. În schimb, bogatul n-a băgat de seamă și n-a făcut nimica în direcția asta. Verse 22. Versetul 22. It tells us here that this poor man died, but notice what took place in the heavens. Vedem că omul a murit, dar remarcați ce s-a întâmplat în ceruri. The poor man died and there was a response from heaven because the angels came and they carried him to a very specific location. A fost dus de îngeri într-o locație foarte specifică. Acesta este răspunsul cerului la moartea săracului. The term here in the biblical language is chek Avraham, which is the chest of Abraham. It's the chest. The same in Romanian. Termenul original este de sânul lui Avram în limbajul biblic, de la pieptul lui Avram. It speaks of the inner heart of an individual, what's important to him. Și vorbește sau indică înspre ceea ce e important pentru acel om, despre lucrul apropiat inimii. In Judaism, Chek Avraham speaks to the fact that Abraham was concerned and interested in the promises of God. În iudaism, acest sân al lui Avram vorbește despre preocuparea lui Avram de apropierea de Dumnezeu. Because he was interested in the promises of God, this desire ordered his life very differently. Pentru că era preocupat de promisiunile lui Dumnezeu, aceste dorințe i-au ordonat viața. It tells us that when you focus upon the promises of God, you will live differently and you will see things differently. Ne comunică că atunci când ești preocupat de promisiunile lui Dumnezeu, vei trăi într-un mod diferit și vei fi preocupat de lucruri diferite. At the end of verse 22, we find a very simple statement that the wealthy man also died and was buried. La sfârșitul versetului 20, vedem și un alt fapt, că a murit și bogatul și l-au îngropat. No mention of the ministering angels. Nu sunt pomeniți îngeri care să fi apărut în peisaj. Verse 23. Versetul 23. Now, we need to remember that in this time frame, Messiah had not risen from the dead. Trebuie să ne amintim că la momentul povestirii de către Iisus, încă Mesia nu înviase din morți. During this time period, when someone died, regardless of who they were, la acea vreme când cineva murea, indiferent cine era, they all went to the same general location. Toți mergeau în aceeași locație generală. The name of this location is Sheol. Numele acestei locații este Sheol. Sheol. Sounds right to me? Sună bine. But the point that we need to remember is that in Sheol there's two compartments. Trebuie însă să ținem minte că în Sheol sunt două compartimente. One place is called Gehinnom in Hebrew, which is hell. Unul este Iadul. The second one we've already mentioned, it is Chek Avraham. Celălalt este acest sân al lui Avram pe care l-am menționat deja. These men, each of them went to the two different places. Fiecare din cele două personaje ale pasajului nostru au mers în locuri diferite. The wealthy man to Gehinnom, bogatul în Iad, and the poor man Lazarus, God helps, he went to Chek Avraham. Iar Lazar a mers în sânul lui Avram. Verse 23, in Sheol. Versetul 23, pe când era în Sheol,
that this one was in torment. În chinuri. This wealthy man lifted up his eyes. Acest bogat și-a ridicat ochii. Now, this is an important phrase in Hebrew thought. În gândirea evreiască, acesta este o expresie foarte importantă. When someone lifts up his eyes, it means something, biblically speaking. Vorbind din punct de vedere biblic, când cineva își ridică ochii, înseamnă ceva. It is an idiom for prayer. Este o frază care induce rugăciunea. Remember that Abraham is mentioned. Avram este menționat aici, nu uitați. In one of the most famous passages in the Torah concerning Abraham, și într-unul din cele mai importante și mai faimoase pasaje din Torah cu privire la Avram, when Abraham went to Mount Moriah to offer up his son Yitzhak, când Avram se duce pe muntele Moria ca să l aducă pe Isaac ca jertfă, four times he reaches a place in his life, de patru ori ajunge în situația în viața lui, when he did not know what to do, când nu a știut ce trebuie să facă. And each time it says in Genesis 22, și în Genesa 22, de fiecare dată, that he lifted up his eyes, ni se spune că Avram și-a ridicat ochii. That is, he sought God's answer to his predicament. Asta înseamnă că a căutat răspunsul din partea lui Dumnezeu pentru frământarea lui. We are led from this text to believe something. Asta ne face să credem. This is the first time that this wealthy man ever sought godly counsel. Că este pentru prima dată când acest om bogat căuta să priceapă ceva despre Dumnezeu. It was the only time that he prayed about what was going on in his life. Era probabil prima dată când s-a rugat pentru ceea ce se întâmpla cu el. We read in verse 23 that this one saw Abraham from a distance. Citim în versetul 23 că a văzut de departe pe Avram. When Abraham is mentioned in the scripture, two things should come into your mind. Când vedeți numele lui Avram menționat în scriptură, două lucruri trebuie să vă vină automat în minte. The first is a covenant. Primul este legământul. A covenant speaks of a relationship with God. Legământul care vorbește despre o relație cu Dumnezeu. The second thing, we've already mentioned the promises of God. Al doilea lucru pe care deja l-am menționat sunt promisiunile lui Dumnezeu. So when this wealthy man saw Abraham from a distance, când acest bogat l-a văzut pe Avram din depărtare, it tells us that he was very far away from a covenant relationship with God. Ne spune că era departe de o relație de legământ cu Dumnezeu. And very far from being a recipient of the promises of God. Și foarte departe de a fi unul dintre cei care beneficiază de promisiunile lui Dumnezeu. But it's also very significant that he recognized Abraham. Dar este foarte semnificativ faptul că îl recunoaște pe Avram. This man was not ignorant of the truth. Nu era un ignorant al adevărului, acest bogat. He was simply uninterested in the truth of the kingdom. Era doar neinteresat de adevărul împărăției. And that's a question that we have to ask ourselves daily. Asta este o întrebare pe care ar trebui să ne o punem în fiecare zi. Do the decisions I make with my life reflect my commitment to the kingdom? Deciziile pe care le iau în fiecare zi reflectă dedicarea mea față de împărăția lui Dumnezeu. There's also another important truth at the end of verse 23. Mai este un adevăr foarte important la sfârșitul versetului 23. Perhaps earlier in this story we might be led to believe, poate mai devreme în istorisire am fost îndrumat să credem, that this wealthy man did not know of the plight of the situation of Eleazar, Lazarus. Că acest bogat habar n-avea de situația lui Lazar. But in actuality we see here that he did, because it says that he saw Eleazar from a distance. Dar vedem în acest verset că l-a recunoscut și pe Lazar în sânul lui Avram. Verse 24. Versetul 24. The wealthy man called and said, "My father Abraham." Bogatul a strigat, "Părinte Avrame." Now, this means that this one was a Jewish man, the wealthy one. Prin adresarea lui, recunoaștem că acesta este un evreu.
It simply reinforces the fact that this one had grown up in the culture of Judaism. Toate acestea îl identifică ca pe unul care a crescut în cultura iudaică. He knew the revelation of the word of God, in other words. Cu alte cuvinte, cunoștea descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. He's still praying and notice that he does something else for the first time. Se ruga și remarcați că face din nou pentru prima dată ceva. In verse 24 he seeks the mercy. În versetul 24 caută mila. If you are spiritually sensitive, dacă ești sensibil din punct de vedere spiritual, if you see yourself as God sees you, dacă te vezi așa cum te vede Dumnezeu, then you're going to understand daily our need for the mercy of God. Atunci înțelegi nevoia zilnică pe care o ai, nevoia de mila lui Dumnezeu. When was the last time that you prayed, "Oh God, be merciful to me"? Când a fost ultima dată când te-ai rugat, Doamne, ai milă de mine? We might pray for help in our business. S-ar putea să ne rugăm pentru ajutor în lucrurile noastre, în treburile noastre. We may pray for help in things that we want to accomplish in life. S-ar putea să cerem ajutor pentru lucrurile pe care vrem să le realizăm în viață. We may pray for the success and well-being of our children. S-ar putea să ne rugăm pentru succesul și binele copiilor noștri. But when was the last time you were convicted by the Holy Spirit of your need for God's mercy? Dar când a fost oare ultima dată când te-ai simțit mustrat și apăsat ca să ceri mila lui Dumnezeu? Notice that this wealthy man made a command. Command. Remarcați că acest bogat are o cerință. Instead of him being interested in the commandments of God, he wanted Abraham to be interested in his commandment. În loc să fie el preocupat de legile lui Dumnezeu, de poruncile lui, de cererile lui, are el o pretenție la Avram. He commanded Abraham to send Eleazar to him. Îi cere lui Avram să-l trimită pe Lazar la el. Now, the fact that he calls Eleazar by name tells us something very important. Faptul că îl numește pe Lazar pe nume ne spune ceva foarte important. Not only had he seen this poor man by his gate, nu numai că l-a văzut de-a lungul vieții pe acest sărac la poarta lui, that he knew of his situation, că îi știa situația, he even knew of his name, îl știa chiar pe nume. But all those days he was enjoying the delicacies of life. Și în toate zilele în care el s-a bucurat de delicatețele vieții, he did nothing to alleviate the suffering of Eleazar. N-a făcut nimic ca să aline suferința lui Lazar. He had a simple request. A avut o cerere foarte simplă. Send Eleazar to me that he might dip the end of his finger in this water to cool my tongue, for I am in agony in this flame. Trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Now, this verse tells us something very important theologically. Acest verset ne comunică ceva din punct de vedere teologic foarte important. That Yeshua taught the existence of a physical hell. Că Iisus a propovăduit existența unui iad fizic. Don't believe that simply when one dies, that's it, it's over and there's no more existence. Să nu credeți că atunci când cineva moare, lucrurile s-au încheiat și nu mai există nimic altceva după. This dead wealthy man, he saw, acest bogat mort, he looked, a văzut, he spoke, a vorbit, he did everything. A făcut totul. He also suffered greatly. De asemenea, a suferit. In a literal hell of fire. Într-un iad propriu-zis de foc. Look now at verse 25. Uitați-vă în versetul 25. And Abraham responded to him, and notice how he speaks to this wealthy man. Remarcați cum îi vorbește Avram acestui bogat. He calls him my son. Îi spune fiule.
It's not that Abraham dislikes him. Nu că lui Avram nu i-ar place de el. It's not that he has disowned him. Nu că l-ar fi dezmoștenit. Quite the contrary, it's this wealthy man who has not responded in obedience to his father Abraham. Dimpotrivă, bogatul a fost cel care n-a fost ascultător față de tatăl său, părintele său Avram. Responding in faithfulness to Abraham means understanding the covenant obligations. Felul în care răspunde Avram arată înțelegerea legământului. And pursuing the promises of God. Și căutarea împlinirilor sau beneficiului promisiunilor lui Dumnezeu. In the middle of verse 25, Abraham speaks to this wealthy man. În versetul 25, Avram îi vorbește acestui om. And he says, "You've received your good during your life and Eleazar the evil." Îi spune așa: "Tu ți-ai luat lucrurile bune în viață și Lazar și-a luat pe cele rele." It's very important that we understand the right theological implications to that statement. E foarte important să pricepem implicația teologică a acestor afirmații. People are going to receive different things in their life. Oamenii de-a lungul vieții primesc diferite lucruri. Some may be born into a wealthy family. Unii s-ar putea să fie născuți într-o familie bogată. Others are going to be born in a way that they're not healthy. Alții să se nască cu probleme de sănătate. Others are going to be born in great needs of things. Alții în sărăcie profundă. The theological truth that is being taught here is this. Adevărul teologic care este prezentat aici este următorul. Do we use those things that represent our life? Folosim aceste lucruri care reprezintă viața noastră to position us to be ready for the kingdom. Ca să ne oare folosim aceste lucruri care le avem în viață ca să ne poziționeze astfel încât să fim gata pentru împărăție? The wealthy man could have been a great blessing to others. Bogatul ar fi putut să fie o mare binecuvântare pentru cei din jur. And use those resources to lead others into the kingdom. Și să folosească resursele care au fost date să ducă pe alții în împărăție. It was this poor man's suffering that caused him to have hope in the promises of God. Can you say that again? It was this poor man's suffering that caused him to have hope in the promises of God. Pe acest sărac, situația lui l-a făcut să aibă nădejde, speranță în promisiunile lui Dumnezeu. He stopped looking for the solution in this age during his life. El n-a căutat o soluție la problemele lui în viața pământească, în timpul de aici. He turns to a hope in the thereafter. S-a întors mai degrabă spre nădejdea în ceea ce va să vină. He understood that the present suffering of this age is only here today and gone tomorrow. A înțeles că suferința prezentă este doar aici, astăzi și a dispărut mâine. But the kingdom of God endures forever. Dar împărăția lui Dumnezeu este pentru veșnicie. Verse 26. Versetul 26. Abraham is still speaking here. Încă vorbește Avram. And he says, in addition to all of this, there is a great chasm that has been split between you and me. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare. And those who are desiring, and pay attention to this, those who are desiring in Hech Avraham to get to the wealthy man. Așa încât cei care ar vrea să treacă de aici, din sânul lui Avram, acolo, cannot do so. Să nu poată. The point that's being emphasized is that those in the bosom of Abraham, punctul care este accentuat aici este că cei care sunt în sânul lui Avram wanted to help those that were in hell. Vroiau să ajute pe cei care erau în iad. This speaks to a kingdom character. Asta vorbește despre o trăsătură de caracter a celor din împărăție.
Those who have a kingdom character are going to be consumed about the sufferings, the plight of others. Cei care sunt preocupați de împărăția lui Dumnezeu sunt consumați, sunt frământați de dorința de a ajuta pe cei care nu. They're going to want to help and bless others. Vor vrea să ajute și să fie o binecuvântare pentru ceilalți. Verse 27. Versetul 27. When the wealthy man heard that there was nothing for him, când bogatul a înțeles că a auzit că nu poate fi ajutat nicicum, he matured in hell. A ajuns la un grad de maturitate în iad. He understood the reality of the kingdom. Am înțeles realitatea împărăției. Even though it was too late for his situation to be transformed, chiar dacă pentru el era prea târziu ca situația să se schimbe, for the first time in his existence, he became concerned about the situations of others. Pentru prima dată în viața lui a devenit preocupat de situația altora. He says, "If thus, my father, I seek from you that you might send him to my father's house." Rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. He was concerned about the spiritual condition of his family. Era preocupat de condiția spirituală a familiei lui. Someone who knows the truth of the gospel, cineva care știe adevărul evangheliei, who believes in the reality of the kingdom, care crede în existența și în realitatea împărăției, they are going to be concerned about the spiritual condition first and foremost of their family members. Va fi preocupat în primul rând și poate cel mai mult de familia lui. He speaks in verse 28 about his five brothers. În versetul 28 vorbește despre cei cinci frați ai săi. He begs, and this is the language of the text, he begs that they might be warned of what the day of judgment brings. În limbajul biblic imploră ca să fie atenționați cu privire la aceste lucruri. I want to ask you a personal question. Vreau să vă pun o întrebare personală. When was the last time that you encountered a message, a teaching on the judgment day? Când a fost ultima dată când ați ascultat sau ați auzit o învățătură despre vremea judecății? When we look at the prophets, we find the day of judgment is a central theme. Când ne uităm la profeți, vedem că ziua judecății este o temă centrală. When we look at the teachings of Messiah Yeshua, the same truth is revealed. Când ne uităm la învățăturile lui Isus, același adevăr iese în față. The reality that judgment is coming. Realitatea că judecata va veni. Notice Abraham's response. Te marcați răspunsul lui Avram. The solution for these individuals, soluția pentru acești oameni, for these five brothers is simply, pentru acești cinci frați, the word of God. Este foarte simplu, cuvântul lui Dumnezeu. He speaks in a very Jewish manner when he refers to the Moses and the prophets. Vorbește foarte evreiește când se referă la Moise și la proroci. In other words, let these individuals hear Moses and the prophets. Cu alte cuvinte, lasă-i pe acești oameni să asculte de Moise și de proroci. There's a couple different words for hear in the Bible. Sunt câteva cuvinte care semnifică această ascultare. This word represents a hearing for the purpose of responding. Acest cuvânt folosit aici este cel care induce o ascultare ca să răspunzi la acest mesaj pe care îl auzi. When a young boy begins studying in Judaism, the first concept that he learns is this of hearing. Când un băiat începe să învețe lucrurile de bază în iudaism, primul concept pe care îl însușește este acesta de a asculta. It's the prayer known in Hebrew as Shema. Este rugăciunea cunoscută în evreiește ca și Shema. It means hear, O Israel. Înseamnă ascultă, O Israele. But not for the purpose of knowledge, but for responding. Dar nu pentru scopul de a aduna cunoștință, ci pentru a răspunde la ceea ce auzi. Verse 30. Versetul 30. The wealthy man said, "No, Abraham."
Bogatul a spus: "Nu, părinte Avrame." But if one should go to them from the dead, they'll repent. Ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. He makes a very common mistake. Face o greșeală foarte comună. That if a miracle happens before someone, în a crede că dacă o minune se întâmplă în fața cuiva, it will change their lives. Se va schimba viața lor. Israel has a history in the wilderness. Israel are o istorie în pustie. Where they saw one miracle of God after another. Când au văzut minune după minune. And they repented somewhat. Și s-au pocăit un pic. But soon thereafter they returned to sin. Dar curând după fiecare pocăință s-au întors la păcatele lor. It's not the supernatural that brings a spiritual change in people. Nu experimentarea supranaturalului aduce schimbarea în oameni. When Abraham spoke about Moses and the prophets, he was referring to the truth of God. Când Moise vorbea despre când Avram vorbea despre Moise și proroci, vorbea despre răspunsul în fața adevărului lui Dumnezeu. Now I want to conclude with this thought. Aș vrea să concluzionez cu următorul gând. Notice that Abraham said finally to this wealthy man. Avram i-a spus în final bogatului. That even if one should rise from the dead. Chiar dacă cineva ar învia din morți, they won't repent. Nu vor crede. They won't change. Nu se vor schimba. If you don't believe in the truth of Scripture, dacă nu crezi adevărul Scripturii, even the resurrection is not enough to bring about change in your life. Nici măcar o înviere nu e suficientă ca să-ți aducă schimbare în viață. Our work in Israel is very simple. Munca noastră în Israel este foarte simplă. We take very seriously what Abraham said in this passage. Noi luăm foarte serios ceea ce Avram spune în acest pasaj. There's many individuals that want to see Jewish people come to faith in Messiah Yeshua. Mulți oameni vor să-i vadă pe evrei ajungând la credința în Isus ca și Mesia. But over the last 2000 years, we have not been too successful. Dar în ultimii 2000 de ani n-am prea avut succes. And the reason is very simple. Motivul este foarte simplu. Because we have not listened to Abraham. N-am ascultat de cuvintele rostite de Avram. Most of those who are in Israel doing the same type of work that I'm doing, majoritatea dintre noi, cei care facem acest gen de lucrare în Israel, they go to the secular Israeli. Merg la evrei seculari, necredincioși. Those who aren't interested in Moses, cei care nu sunt preocupați de Moise. Don't know the words of the prophet. Nu cunosc scrierile profeților. And even if Moses would rise from the dead and appear to these secular Israelis, chiar dacă Moise ar învia din morți și ar apărea în fața acestor gen de evrei, they would say to Moses, îi vor spune lui Moise, who told them about Yeshua, care le-ar vorbi despre Isus, we don't care because we don't believe in you, Moses. Nu ne pasă pentru că nu credem în tine, Moise. Where our work is different, acolo unde munca noastră este diferită, we share with those Israelis who do believe Moses and the prophets. Este să îi abordăm pe cei dintre evrei care cred în profeți. Our whole purpose is to get them into this book. Scopul nostru este să îi aducem la această carte, that the Holy Spirit might speak to them, astfel încât Duhul Sfânt să le vorbească, and bring about a change in their life, și să aducă o schimbare în viața lor, before it's too late, înainte să fie prea târziu, like it was for this wealthy man, așa cum a fost pentru acest bogat. The good news for us today is this. Vestea bună pentru noi astăzi, that today is Shabbat. Este că astăzi este sabat. It is a day when we're supposed to be listening to God. Este o zi în care ar trebui să ascultăm pe Dumnezeu. According to the Torah, God speaks to those who listen. Conform legii, Dumnezeu vorbește celor care ascultă. And he will guide us and direct us. Și el ne va conduce și ne va călăuzi.
that we might walk in his plans and his purposes. Astfel încât să umblăm după planurile lui și după scopurile lui. That your life and my life might be transformed. Astfel încât viața ta și viața mea să fie transformate. That the glory of God might be manifested through you. Ca slava lui Dumnezeu să se manifeste prin tine. And those in your family, your friends, your neighbors. Și prin cei din familia ta și din vecinii tăi. Might know that there is a God in Israel and his son is Messiah Yeshua. Și aceștia să știe că este un Dumnezeu în Israel și fiul său Isus este Mesia. Our Father God, we exalt your name today. Tată din ceruri, îți înălțăm numele astăzi. We thank you for your abiding love for each of us. Îți mulțumim pentru dragostea ta abundentă pentru fiecare dintre noi. We are grateful for the truth that you have equipped us with through Scripture. Îți mulțumim pentru adevărul cu care ne echipezi prin Scriptură. Remind us as we approach these last days. Amintește-ne pe măsură ce ne apropiem de aceste zile din urmă. That the character of Messiah. Că caracterul lui Mesia is the spirit of the prophets. Este spiritul profeților. Give us a hunger to know prophetic truth. Dă-ne această foamete de a cunoaște adevărul profetic. That we might see what you're doing in this world. Ca să vedem ce faci tu în această lume. That we might position ourselves. Ca să ne putem poziționa. That we might have the privilege to assist others to position themselves. Astfel încât să-i putem ajuta pe alții. In the heart of your will. Să ajungem cu toții la miezul, la inima voii tale. That you might be glorified. Ca tu să fii slăvit. For this we pray in Messiah Yeshua. Pentru asta ne rugăm în numele lui Isus, Mesia. We all say. Și cu toții spunem. Amen. Amin.